În clipul de astăzi afli mai mult despre abordările în mediul online și despre paradigma pe care ar trebui să o folosești și pe care noi o folosim deja în seducție și ne-a adus succesul pe care îl avem astăzi. Așa că îți urăm bun venit, nu uita să dai un like clipului, ne ajută foarte mult, dai și dislike dacă vrei, e prea puțin contează. Noi am mai făcut clipuri pe canalul ăsta despre topicul acesta, însă astăzi vrem să-ți mai aducem câteva fursecuri acolo care să te ajute. Și stai până la final, că nu vrei să ratezi absolut nimic. Primul lucru pe care vreau să-l discutăm este că de când cu Instagramul în mod special s-a creat această divizare între oameni în care cumva noi am uitat să mai vedem realitatea din spatele fotografiilor. Am uitat cumva să ne amintim faptul că băi, până la urmă mai toți suntem la fel, toți dorim același lucru în viața noastră și am început să credem că unii au nu știu ce fel de succes, unii își doresc nu știu ce chestii. Pe lângă toată treaba asta s-a alimentat foarte mult și forma aceasta de consumerism, în sensul că nu ne mai ajunge absolut nimic, vrem să consumăm cât mai mult, am fost prostiți să cedăm acestui impuls prin care noi trăim acolo la aprobarea publicului, nu uita, ori de câte ori pui o poză și speri la un număr de like-uri, tu trăiești la aprobarea publicului, ori de câte ori te duci să-ți iei o geacă nouă ca să primești like-urile alea, trăiești la aprobarea publicului. Tu aici nu mai faci lucruri care sunt în conexiune cu sinele, da? Cu tine însuți, nu, tu aici faci lucruri pentru public, ceea ce înseamnă că ai renunțat la încrederea de sine, ți-ai pierdut-o pe drum și acum tu trăiești doar la aprobarea publică și câtă vreme trăiești la validarea publicului, sigur că astăzi, mâine o primești, însă naște în tine o presiune pentru ziua în care nu o vei mai primi. Ce se întâmplă atunci? Iar atunci te vei trezi gol, incomplet și nu-ți vine să crezi că ai ajuns în poziția aceasta. Paradigma cu care vii, frame-ul, locația din care vii în mediul online este că vrei să fii o persoană în plină conexiune cu sinele, mega conștient de lucrurile pe care le faci, motivul pentru care le faci, de ce le faci și vrei să înțelegi totuși de chestii acolo care te ajută. De exemplu, dacă eu mă bag în seamă cu o tipă, sunt șanse foarte mari să nu-mi răspundă. Din diverse motive, că are un număr de followeri foarte mare și nici măcar nu vede mesajul meu. Pentru că m-a judecat instant pentru faptul că mă cheamă Gheorghe. Și ai o tipă din București Sector 3 și nu iese cu Gheorghe din, nu știu, din Dumbrava Roșie, da? Și atunci, din start, pentru că tipa are un oarecare ego sau un oarecare standard, nu am nicio șansă la ea. Vrei să nu punctezi totul pe o carte. Văd mulți bărbați că fac asta și îmi dau seama că o fac dintr-un loc al fricii. Vrei să punctezi totul pe mai multe cărți, vrei să deschizi 10, 15, 20 de femei dintr-o dată, să intri, să te bagi seama cu ele, să vorbești. Dintr-o dată vrei să faci asta, pentru că unele îți vor răspunde. Nu uita, trăim într-o generație care suferă de un ego până la cer, mai ales de când e Instagram-ul, Tinder-ul și așa mai departe. Suntem foarte egocentrici, avem un ego foarte mare și atunci ce trebuie să înțelegi este că 8 din 10 femei probabil că nu-ți vor răspunde pentru că te-au judecat deja în maniera în care nu trebuia. De ce? Pentru că poate ești sărac, poate nu-ți permiți ultimele poze top, iar ele urmăresc acum tipi care au poze în regulă și atunci, din momentul ăsta, nu prea ai o șansă pentru că nici măcar nu-ți răspunde. Da? Avem mulți bărbați pe grup, grupul Fără Sens TV, care spun mereu că ba, am abordat tipa aia și măcar nu mi-a răspuns. Șanse foarte mari ca abordarea ta să fie eronată sau șanse foarte mari să fie abordat vreo copilă de 18-19 ani care este foarte egocentrică într-o societate în care își dorește doar băieți ca Dorian Popa, da? Care nu sunt chiar tocmai standardul românesc. Și așa că în momentul în care abordezi mai multe, îți oferi mai multe opțiuni. Locul din care vii când abordezi aceste femei este un loc în care tu ești complet de la sine, tu nu ai nevoie de nimeni, care să îți valideze ție valoarea pe piață ca bărbat și o faci pentru că te simți inspirat să faci treaba asta, nu pentru că ești disperat și plin de nevoi și că vrei să iei ceva de pe ea. Majoritatea bărbaților intră cu intenția de a lua. Orice comentariu i-ar face, ei după se supără că femeia nici măcar nu îi răspunde, îi dă sim sau îi răspunde foarte nasol. Păi se întâmplă asta pentru că se simte în aer de la o poștă faptul că tu vrei să iei de pe ea, iar situația devine win-lose. În sensul că tu, dacă i-ar ceda, tu ai câștigat, dar i-ar pierde foarte mult. Și atunci,
Întreabă-te întotdeauna cu ceea ce propui tu, întâlnirea respectivă sau discuția pe care o propui, este o situație win-win din care amândoi puteți câștiga, amândoi vă puteți distra, amândoi vă puteți bucura de momentele astea sau e doar o discuție în care tu vrei să mănânci ceva, vrei să iei ceva de pe ea. După care mai intervine o oarecare problemă și anume că majoritatea bărbaților care se bagă în seamă cu tipele o fac și se simte în aer că ei sunt mega dependenți de răspunsurile lor. Când ești dependent de atitudinea ei față de ceea ce ai spus sau de ceea ce ai propus, ai pierdut din start, da? Probabil te-ai uitat la filmele alea proaste, ai vorbit cu mămica și mama ți-a spus că da, o femeie vrea un bărbat bun la casa lui și așa mai departe. Însă în momentul în care intri cu atitudinea asta pe ea și ești mega dependent și fericirea ta este în ea și în această interacțiune și aceasta te-ar valida, te-ar face să te simți mai bărbat, atunci ai pierdut și ajungi să descoperi realitatea și adevărul și anume că femeile sunt profund atrase de bărbații care nu au nevoie de ele. Sunt profund atrase de bărbații independenți. Sunt profund atrase de bărbații la care pot învăța ceva. Pentru că uite care e faza cu dependența. Este că mergi la o tipă și tu te consideri incomplet. Tu trebuie să obții sexul cu ea ca să te simți complet, ca să fii fericit. Și în momentul în care mergi la ea, normal, există o miză, da? Eu trebuie să fiu bărbatul ăla interesant, care vorbește despre lucruri faine și ar fi bine ca ceea ce îi spun să iasă totul mișto, pentru că sunt și oameni care se uită la mine când o abordez acum, vorbim aici pe teren, un exemplu, da? Așa că mă duc, vorbesc cu ea, sper să reacționeze fain, totul să fie fain, lumea să aplaude, totul să fie ok. Și fac asta pentru că eu n-aș vrea ca ea să vadă că eu în viața mea am fost luat în râs, am fost batjocorit în școală, am fost bătut de copii sau am fost jignit de mama, de tata. Nu, astea le-am ascuns în mine, nu vreau să îi le arăt. Nu, o să pun frontul ăsta, ego-ul ăsta, adică cele trei replici citite pe Google și am să-i spun replicile astea în speranța că va da bine, ea trebuie să vadă partea frumoasă a mea. Și fix de asta pierzi în momentul ăla. Pentru că ea simte de la o poștă că ceva nu este în regulă, ceva nu este ok. Simte că băiatul ăsta nu e autentic, ceva, nu știu, joacă un rol, îmi zice niște chestii pe care nu vrea neapărat să le afle. Mă întreabă niște lucruri despre care nu vrea neapărat să știe nimic. Ai idee câți bărbați ne vin la coaching, se duc și vor să vorbească cu o tipă. Și el se duce, vorbește cu ea și în timp ce ea nici măcar nu a răspuns, pentru că abia a conștientizat întrebarea, nici măcar n-apucă să răspundă că el imediat vorbește peste, asta rezultă că tu nu ești prezent, că tu ai pus o întrebare a cărui răspuns nu prea te interesează și imediat ai mutat pe pilot automat pe următorul lucru, pentru că ți-e frică de fapt ce ar presupune liniștea asta a ei. Oare presupune că a văzut partea aia nasoală din tine, că atunci când erai în clasa 5-a, Roxana te-a refuzat și atunci, în momentul ăsta, taca, 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 nu, ia să nu vadă. Asta e ego-ul, ia să nu vadă partea nasoală din mine. Trebuie să vorbesc, să vorbesc, să vorbesc, să pun frontul ăsta. Ok? Și da, în momentul ăsta, înseamnă că ea devine acum nucleul fericirii tale. Ea reprezintă răspunsul la problemele tale. Și da, este normal că femeia când vede chestia asta, se va pune pe un piedestal și te va face să alegi cum dorește ea și să dansezi hora cum dorește ea. Okay? Și nu o face pentru că asta vrea, ci pentru că este plin de bărbați ca tine care joacă un rol, iar tu în momentul ăsta, pentru că nu ești autentic cu ea, înseamnă că vrei să o prostești în a obține ceva. Iar dacă tu vrei să o prostești în a obține ceva, ea îți va face același lucru până la urmă. Dacă e o femeie inteligentă, nu-ți va face asta, nu-ți va plăti cu aceeași monedă pentru că știe că înseamnă să coboare la nivelul tău. Așa că îți dă un sin sau îți dă un reject, îți dă un ei, nu mersi, papa. În mediul online e un sin, da? Dacă e o tipă care, să spui, spiritual nu-i prea înaltă și așa mai departe, își va pune mintea cu tine și atunci te va face să alegi după ea într-una, să-i cumperi tot felul de lucru, să o scoți la cafenea, să speri că vei face sex cu ea, dar numai sexul nu-l vezi, te joacă pe degete. De aceea este foarte important să-ți dai seama care e locul din care vii, pentru ce faci ceea ce faci, există niște dureri, niște frici în spate și de ce nu poți fi tu complet de unul singur, luând acțiune dintr-un loc al inspirației și pentru că vrei să te simți bine. De ce o faci cu acea agendă din spate? Ceea ce mă conduce la cursul de Texting Mastery, care ghișe în continuare, te ajută să descoperi noi nuanțe ale seducției. Te va ajuta să ai succesul femeile, dar în continuare, dacă nu faci introspecția aia și mergi mai profund în tine, să înțelegi de ce faci ceea ce faci, tu în continuare pui un front.
un front pe care noi l-am găsit, care funcționează, da, în seducție, de aceea este și predat, decât să stai singur cu frontul tău de virgin undeva în casă și să n-ai parte de femei și de atenția lor, mai degrabă pui frontul de seducător care, până la urmă, îl faci mecanic și la un moment dat vei avea succes, pentru că lucrurile sunt deja probate, deja funcționează pentru mulți. Însă, nu uita la final de zi, Texting Mastery este o soluție, dar soluția cea mai bună e coaching, unde faci o transformare, unde investighezi anumite lucruri din tine. Așa că, acestea fiind spuse, mersi mult că m-ai urmărit și dacă ai vreo întrebare în acest sens, lasă-ne un comentariu și te-am pupat. Salut! Mă numesc Sergio, am venit din Irlanda să fac coaching cu echipa Fără Sens TV. Prima zi am făcut teorie, după care a doua zi am început să ies în stradă să abordez. A fost puțin greu, dar după ce treci de temeri și grijile care și ideile care ți le făceai în cap până la momentul dat, dispar la un moment dat și din a treia zi deja am ajuns cu o tipă în pat care am avut și sex cu ea. Recomand cu încredere Fără Sens TV și nu ratați șansa de a lua un coaching cu o echipă super puternică.